Premierul Marcel Ciolacu a plecat cu un avion de linie la clasa economic către vizita sa oficială la Berlin, acolo unde se întâlnește cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. Șeful executivului și miniștrii care îl însoțesc și-au cărat singuri bagajele, inclusiv prin aeroportul din Viena, acolo unde au avut escală. La sosirea în Germania însă lucrurile s-au schimbat radical. Vedem imaginile zilei. Ca un om de rând, așa a plecat premierul Marcel Ciolacu de pe aeroportul Otopen pentru a se întâlni la Berlin cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. După ce și-a pus valiza și costumul în cabina de bagaje avionului de linie, prim-ministrul și-a ocupat locul și a stat pe telefon în așteptarea decolării. Nu singur, ci alături de ministrul de externe Luminița Udovescu și ministrul apărării Angel Tâlvăr. După un zbor de oră și jumătate a urmat escala în Austria, la Viena, acolo unde premierul Ciolacu și miniștrii săi au fost întâmpinați de ambasadorul României, Emil Curezeanu. În rest, nimic n-a trădat faptul că șeful executivului se deplasa către o vizită oficială. Alături de ministrul apărării și cel al economiei, premierul Ciolacu și-a transportat singur bagajele de-a lungul aeroportului din Viena și chiar a stat la coadă. Tot fără urmă de privilegiu, prim-ministrul Ciolacu, însoțit de miniștrii Radu Oprea și Angel Tâlvăr, s-a îmbarcat în avionul cu destinația Berlin. Oficialii s-au ajutat reciproc cu bagajele de mână în timp ce urcau pe scara aeronavei. Fastul l-a ajuns însă din urmă pe Marcel Ciolacu, care pe pista din Berlin a fost întâmpinat cu o coloană de mașini de lux.